Duminică 12 ianuarie a avut loc la Călăraș, în prezența președintelui interimar a PSD, Marcel Ciolacu, conferința Organizației Județene a PSD Călăraș de desemnare a delegațiilor județeni la Congresul Național, ce va avea loc în februarie 2020. Conferința a avut pe ordinea de zi alte două subiecte interesante pentru membrii PSD prezenți în sală. Situația politică la nivelul PSD Călăraș, a organizației care anul trecut a fost marcată de o serie de repere și încercări politice, dar a obținut și rezultate foarte bune la alegeri, și situația pregătirilor organizației pentru alegerile locale și generale din acest an. Președintele PSD a ținut să felicite organizația călărășeană a PSD pentru rezultatele obținute într-un context politic dificil, într-un județ care a fost oferit PNL-ului în cadrul negocierilor necesare construcției politice social-liberale a USR, a precizat Ciolacu. Haideți să avem un dialog deschis, să auzi și o strategie a dumneavoastră. Eu am avut mai multe discuții cu domnul președinte, cu Iulian, dacă îmi permiți. Eu sunt Marcel, nu e nicio problemă. N-am altfel de abordări. Dumneavoastră ați reușit aici un rezultat, pentru mine, un rezultat surprinzător. Cred că făcut prin muncă, prin organizare, e normal să vă felicit. Ați reușit în primul tur la prezidențiale, 42%, într-un județ care a fost lovit, să zic, de anumite negocieri. Nici o construcție politică între mai multe partide nu este perfectă. Există întotdeauna și imperfecțiuni. Una dintre imperfecțiunile USR-ului se pare că a fost Călărașul. Care Călărașul a fost abandonat Partidului Național Liberal. Din motivele știute, motive cunoscute sau negociate la acele timpuri. În acest moment nu mai există aceste negocieri, cel puțin categoric nu o să avem negocieri cu Partidul Național Liberal o perioadă lungă de timp. Politica românească, structura politicii românești, în momentul ăsta este structurată foarte clar, pe doi piloni, unul de stânga, unul de dreapta, unul fiind Partidul Național Liberal și celălalt fiind Partidul Social Democrat. A apărut acel USR, vedem fiecare dintre noi că încet, încet acea flacără de imaculați începe să se stingă. În urma multor discuții cu domnul secretar general, cu domnul Stănescu, noi am hotărât sub nicio formă și nici nu avem mandat pentru așa ceva din partea Comitetului Executiv. Mandatul nostru este unul clar și o să-l detaliez. Nu o să intervenim în organizațiile județene. Vă dau și o garanție spuse în virtutea spuselor de mine, este faptul că și atât eu cât și domnul Stănescu suntem președinți de organizații județeni. Și nici nouă nu ne-ar conveni ca cineva să vină să se implice în organizațiile noastre. Ce este corect? Deciziile aparțin organizației, rezultatele de asemenea aparțin organizației, atât reușitele cât și nereușitele. A fost o greșeală mare și o recunosc fără nicio reținere, lipsa la nivel central a unor analize după ce am avut alegeri. Întotdeauna după ce am avut alegeri, ori ne-am bucurat prea mult și am uitat neperformanța, am uitat poate și meritocrația politică și am ajuns după două nereușite europarlamentare și prezidențiale să încercăm să o mojmolim din nou. Lucrul acesta nu se mai poate întâmpla
după alegerile locale și generale de anul acesta. Dar, repet, aș vrea să continui pe urmă și vă invit pe dumneavoastră să luați întâi cuvântul. Am vrut să fac această introducere, să nu o supăr prea tare pe doamna senator. Acum, așa că te rog. Mulțumim, domnului președinte, și nu mi-am permis să vorbesc înaintea dumneavoastră pentru că așteptam să ne laudați dumneavoastră și noi să culegem aceste laude și să nu vorbim noi mai mult despre noi și faptele să vorbească. Da. De asemenea, domnule președinte, știți că în județul nostru, într-un județ care nu întotdeauna am avut toate pârghile necesare pentru a reuși în alegeri, un principiu pe care noi l-am aplicat și cred că a fost destul de bine aplicat în județul Călăraș, a fost unitatea. Bineînțeles, datorită unor formațiuni politice nou construite, această unitate a mai suferit și anumite probleme, dar cu toate acestea noi nu am înlăturat niciun membru din organizație și am încercat această construcție să fie în continuare cu oameni puternici, oameni de calitate și mai ales oameni performanți care să ducă reușitele partidului acolo unde ne le-am propus. De asemenea, tot în județul Călăraș și noi am pornit la drum în 2016 cu 3 parlamentari, iar astăzi vorbim de 4 parlamentari, prin venirea domnului Sefer. După cum ne-ați îndrumat și îndemnat pentru alegerile care vor urma, alegerile locale, ne vom așeza în fiecare localitate, vom avea discuții cu primarul respectiv și cu președintele organizației, să facem o listă cât mai bună. Avem oameni competenți, oameni care, într-adevăr, să putem câștiga alegerile în localitățile unde, de fapt, ne dorim ca să câștigăm tot județul. Dar măcar să câștigăm 51%, să putem lua CJ-ul și primăria multe județ Călăraș. Domnule președinte, interimar, aveți cuvânt. Nici eu, nici domnul Stănescu nu suntem astăzi aici să facem campanie electorală. Noi nu am plecat să participăm la aceste conferințe județene cu un gând de campanie. Dimpotrivă, am plecat ca să venim să vă dăm niște explicații. Eu fac parte dintre politicienii care consider că trebuie să dăm explicații. Atât în interiorul partidului, cât și cetățenii. În urmă, cetățenii ne conferă prin votul lor aceste funcții și trebuie să dăm explicații. Iar dumneavoastră, prin reprezentantul dumneavoastră din Comitetul Executiv, ne-ați împuternicit această perioadă să ținem frâiele partidului. Într-o perioadă delicată și nu tocmai fericită a partidului, într-o perioadă scurtă, pentru că sunt mai multe paliere pe care trebuie să lucrăm. E cel intern, pregătim congres să avem o conducere legitimă aleasă, să lăsăm portițele de acest partid la un moment dat să aibă un congres ordinar, cum este normal. Și cum și eu am fost crescut fiind membru al acestui partid din anul 1990, unul dintre membrii fondatori ai partidului și știu regulile partidului și vreau să le respect alături de domnul Stănescu, care dânsul te înțelegi cu multe cu domnul Stănescu, mai puțin când încerci să încalci principiile sau să pui altceva înaintea românilor și a partidului. O să iau, în primul rând, o să mă refer la partid. Am depășit momentul organizatoric, administrativ al partidului și era normal, noi având mandat, să organizăm un congres cât se poate de transparent și care să lase loc unei concurențe în interiorul partidului, a unei concurențe într-o perioadă delicată a partidului, ar și mai mult acest congres să însemne un restart în ceea ce privește reorganizarea și viitoarea reformă a partidului, care nu se poate face, să nu ne mințim și să nu ne păcălim că se poate face după o zi pe alta. Reorganizările și reformele se fac pe bază de principii. Principiile le modifici în statut,
care devin lege pentru partid, statutul trebuie respectat, indiferent cine ești și din orice poziție, și din tot ceea ce am greșit în trecut să încercăm să nu mai facem aceleași greșeli. Am stabilit niște termene, totdeauna trebuie să te încadrezi, trebuie să stabilești termene, am pornit conferințele toate, în principiu se desfășoară până pe data de 9 februarie, până pe 15 februarie pornim și pe al doilea parier, pregătirea alegerilor locale, bat la ușă, și cel târziu, pe 29 februarie, am stabilit că vom avea congresul. Vedem ce se întâmplă la Partidul Național Liberal, care încearcă să forțeze anumite modificări și o să le detaliez. Eu consider că cel mai important la congres este cum vom aborda congresul. Și aici o să revin și la delegați, la numărul de delegați și modificările statutare care le vom face la congres, care vor da, de fapt vor pune baza funcționării partidului pe acest un an de zile cât va funcționa echipa aleasă de congresul extraordinar și anul viitor să avem un congres ordinar în toată regulă. Am stabilit în Comitetul Executiv, în primul rând, să nu mai avem un congres. Am văzut ce au însemnat lansările pe stadioane, congresele de zeci de mii de oameni, unde ne strângem, ne mulțumim, ne pupăm, dar fondul dezbaterii lipsește. Atunci am stabilit anul acesta, ținând cont și de rapiditatea lucrurilor, să avem un congres mai restrâns și de asta. De aceea, numărul de delegații este atât de mic. Dacă se va hotărâ să... Ne-am făcut numărul de delegații în funcție de mărimea sălii. Dacă se va hotărâ să ținem un congres mai larg, acum e estimat la 1500-1700 de persoane, de 5000 de persoane categorie. Și eu la Buzău am aceeași problemă. La Buzău sunt în momentul acesta 79 de primari din 87 PSD și am în jur de 50 de delegații. Deci am aceeași problemă, ținând cont că sunt și parlamentari, am 7 parlamentari și toată lumea și primari de municipii și toată lumea dorește să fie la congres. Eram ferm convins, atât eu cât și domnul Stănescu, că vom avea această problemă. Și dumneavoastră o să ne o reproșați. Trebuia să alegem cum să o cântărim și când. Era necesar să vă dau o explicație, v-am dat-o. Dacă vom hotărâ altceva, vom muta locația congresului, categoric în momentul acela listele se vor deschide. Nu consider că în acest moment Partidul Social Democrat își permite la congres o bătaie pe funcții și să reîncepem o vânzoleală în interior gratuită. Cred că interesul partidului în acest moment este de a se strânge, de a deschide ușile, de a găsi soluții de alianțe și de a funcționa la o capacitate de 100% cât mai repede să se pregătească de campanie electorală. La conferința la Brăila, de exemplu, am și vorbit de viitorul șef de campanie, noi propunând domnului Claudiu Manda, urmând pe urmă să și deschidem. Deci, niciuna dintre aceste paliere nu trebuie uitate, ele nu trebuie excluse și trebuie abordate concomitent. Este pentru prima oară când vine o conducere și are un timp atât de scurt până la alegeri. Și într-un moment un pic delicat. Cred că la congres trebuie să candideze pe moțiune. Moțiune ce înseamnă? Moțiune înseamnă o echipă care și-o asumă liderul și un proiect politic. Cred că la congres trebuie să candideze cât mai multe echipe și cât mai multe
proiecte politice. Iar oamenii să aleagă și să cântărească foarte bine drum. Nu trebuie de această dată o impunere sau să fie altfel de discuții în cadrul unui congres național decât un proiect politic. Proiectul politic va sta la baza programului politic. În jurul unui program politic se fac alianțele. Alianțele nu se fac în jurul dorinței de a lua puterea în România sau de a avea acces la anumite resurse. Alianțele se fac în jurul unui program politic care îl prezinți în interior celor care doresc să vină alături de acest program politic și cu care, pe urmă, încep și le expui oameni. În interiorul partidului există Consiliul Național. Consiliul Național, poate la nivel local, nu înseamnă foarte mult. La nivel central, el trebuia să fie miezul și viața ideologiei partidului și resursa umană a partidului. Și astfel ajungem la meritocrație. Meritocrația nu trebuie impusă sau numai vorbit despre. Meritocrația trebuie împinsă și ea trebuie să-și regresească locul într-un for al partidului. În acel moment, conducerea partidului prin Consiliul Național lasă ca adevăratele valori ale partidului, care există în acest moment, nu care să le căutăm sau să le importăm în viitor. Sunt în acest moment în partid. Dar ele, nefiind un sistem democratic modern și european a unui partid de a funcționa, ele n-au mai funcționat și oamenii nu s-au mai regăsit. Și n-au mai încercat să acceadă. Alte forme au luat. Nu numai la PSD. Noi avem o mare șansă să facem această reformă fiind în opoziție. Uitați-vă la PNL. E de două ori dezastru mai mare. Atât în trecut și îmi permit să spun mai ales în viitor. Dacă vom avea această capacitate și mai modificăm statutul și dăm și meritocrația politică. Există și așa ceva. Există organizații care câștigă, există organizații care de foarte mult timp nu câștigă. Atunci noi venim cu o propunere în Comitetul Executiv să-l lărgim și acolo să regăsească și primarii de mari municipii și președinții de consilii județene. Astfel încât Comitetul Executiv să fie un for mult mai larg. Ședințele o să dureze mult mai mult. Asta e viața. Mai trebuie să ne mai și ascultăm între noi, să ne mai dăm, să avem și opinii și evităm deciziile într-un cerc strânt și într-un cerc în care nu întotdeauna, cum a dovedit vremea, au fost cele corecte. Este cazul. Și aici aveți tot suportul nostru, domnul președinte, și felicitări încă o dată din ce ați făcut. Nu pot să spun ce ați spus în birou. Cum ați reușit performanța. Felicitări. Cred că organizația centrală este datoare organizației de la Călăraș să pună umărul, să încerce să acopere din anumite reparații morale pe care centrul le datorează Călărașul, nu Călărașul centru. Eu n-am acceptat la Buzău și cu certitudine nu o să accept niciunde. Sunt președinte de organizație, la fel ca domnul Stănescu, să mi se impună cineva pe listă. Cred că este una dintre lucrurile cele mai bune pe care le-a făcut Liviu Dragnea. Să impunem pe cineva pe listă în județ. Cred că acea etapă a vieții de partid este depășită. Cel puțin din partea mea și sunt ferm convins că din partea domnului Stănescu este exclus așa ceva. Este exclus ca noi să hotărâm în numele dumneavoastră.
În schimb, avem o datorie morală. Să vă ajutăm cu tot ceea ce putem. În primul rând, un acces la cifre mai larg, ca în interiorul organizației dumneavoastră să luați hotărârile corecte. Încercați să deschideți și nu mi-o luați, că dau sugestii sau dau recomandări sau mă bag în viața organizației. Încercați să deschideți ușile oamenilor care au avut un istoric cu acest partid. Oamenii care vin când ești în opoziție sunt oamenii cei mai valoroși. Când suntem la putere, ni se rup telefoanele, hai să nu mai ai loc prin sediu, nu mai știi cu cine să vorbești prima oară, mai știi care să vină prima oară la tine, să-ți ureze la mulți ani. Dacă nu ești în opoziție, ajungi la nucleu dur și frumos. Ciprian Pandea a fost președinte la organizație. Și îți fac o paralelă, Iulian, dacă îmi permit, și îmi spune Marcel, chiar nu mă deranjează, chiar îmi face plăcere. Am încercat să avem discuții cu doamna președinte Viorica Dăncilă și să explicăm principiile democrației, domnule, cu adevărat, când pierzi, trebuie să pleci sau să faci un pas, mai ales când ai dorit o funcție atât de mare și uitați-vă la orice democrație consolidată din lume. Trebuie să intrăm, să lucrăm, să nu ne mai ferim, trebuie să fim un partid modern. Trebuie să fim un partid care funcționează după reguli europene. Nu mai putem fi un partid izolat și să încercăm întotdeauna în funcție de interesul lui Ciolacu, al lui Stănescu sau lui Iulian, să inventăm reguli în statut sau de a rămâne tot noi. Nu mai funcționează așa. Suntem în 2020. Cine mai gândește că mai poate să facă șmecherii ca să-și aranjeze lucrurile, să rămână tot el, e fals. S-a terminat acea perioadă. În 2020, lumea, societatea nu mai dorește așa ceva. Rămân lucrurile personale ale partidului, sistemul de organizare, dar principiile de raportare la cetățeni și la Europa sunt cu totul alte. Eu repet, nu mă aflu aici în campanie electorală, vreau să spun ce doresc eu de la partid, cum doresc eu și cum văd eu viitorul partidului, atât pe termen scurt, pe termen mediu. Trebuie anul viitor să avem un congres ordinar, se impune de 10.000 de persoane, de 10.000 de persoane vom avea, atunci sunt dezbaterile mari în partid. Sper să rămână aceleași reguli ca și la acest congres, să se vină pe proiecte politice de anvergură. În 2024 se aliniază planetele și în același an sunt toate alegerile. Mi-aș fi dorit ca și actuala putere, Partidul Național Liberal, să intrăm un pic în dezbaterea legilor electorale, a alegerilor locale sau alegerilor generale, dintr-o perspectivă mai largă, nu strâmtă. Tot ceea ce se întâmplă politic acum și vedem la televizor și ieșirile noastre, nu cred că are nimic de a face cu agenda cetățenilor. Agenda cetățenilor este cu totul alta. Toată agenda politică de acum are de a face cu un interes meschin, mic, de mincinoși și incompetenți care reprezintă Partidul Național Liberal acum, printr-o conjunctură favorabilă, confundă voturile lor cu voturile președintelui Iohannis și încearcă să ne spună acest lucru, încalcă orice regulă democratică europeană, încercând să schimbe legi și reguli în timpul jocului, și vom
riposta în Parlament și vom face public și ne vom adresa și forurilor europene în acest sens, pentru că este o omologie. Nu că ne-ar fi frică de vreun fel de alegeri. Dar nu ai voie în anul 2020 într-un stat european să-l lași să se întâmple așa ceva. Le mulțumesc parlamentarilor de Călăraș care cu neajunsurile acestui județ au rămas uniți și dimpotrivă nu s-au împuținat, s-au mulțit. Și trebuie să le conferim respectul și conducerea organizației împreună cu dumneavoastră trebuie să stați la masă și să aveți un plan politic atât comun, dar și fiecare dintre noi avem și o carieră politică personală, iar președintele organizației și organizația trebuie să aibă aceste discuții în interior. Eu ce vă promit, indiferent de poziția care o să o am în viitoarea structură de conducere a partidului, voi ține partea Călărașului ca nimeni să nu fie trimis aici și nimeni să nu se bage peste organizația Călăraș. Că doar simplu membru, că voi candida, că nu voi candida, eu îți promit, Iulian, că mine ai un mare prieten, încă am auzit ce doriți și știu istoricul partidului. Și dacă revin la agenda publică, Partidul Național Liberal continuă cu o agendă publică falsă de partid, care, repet, nicio treabă cu ce își doresc românii sau ce și-ar dori românii. Am crezut, e un joc democratic, a picat un guvern, a venit alt guvern, e prevăzut în Constituție, nu s-a intrat într-o criză economică profundă, au luat puterea printr-un partid minoritar și o guvernare minoritară. Nu e prima oară și nici ultima oară, cred că, în România. În schimb, noi vedem altă agendă publică. Ei se împrumută în continuu, vă anunț oficial, statistic, în 60 de zile, fiecare cetățean al României tocmai a fost împrumutat de domnul Câțu și domnul Orban cu 900 de lei. Presupun că la sfârșitul lunii vom depăși 1000 de lei. Deci o rapiditate ne depășește orice fel de guvernare. Să terminăm cu acea minciună care, domne, 30 de ani a guvernat PSD-ul. Nu este adevărat. PSD-ul a guvernat, domnul Tăricele, mi se pare 17 ani, PNL-ul 16. Iarăși 1000. Eu înțeleg temele lui Orban, înțeleg și ale președintelui României. Dom'le, când vezi că nimic nu funcționează, intri ca și președinte al României, care totuși ai girat acest guvern și această majoritate parlamentară, înțeleg perfect atitudinea președintelui de a încerca să scape cât mai repede de acest guvern și scuzele că, domnule, ar trebui anticipate, n-ar trebui. Dacă acest guvern, domnul Orban, își va da demisia, va trece moțiunea de cenzură a PSD-ului sau vor fi anticipate, eu vă dau scris astăzi că domnul Orban nu va mai fi premier niciodată. Cu certitudine. Toată lumea încearcă să scape de el după aceste două luni dezastruoase. Și-au arătat ambiția și Călărașul, la fel, e un județ agricol, preponderent, dar agricol, nu? Ambiția cu pensia minimă. Pensia minimă 704-775. Deci un efort pentru ei 70 de lei neînsemnând nimic. Pentru bunicii noștri de la țară e vorba de pensia din agricultură și de cei cu 10-15 ani. Impactul bugetar era de 300 de milioane. La un buget de 1100 de miliarde. Deci nimic. Au făcut, n-au mărit această pensie dintr-o răutate. Am mai auzit niște analiști pe la televizor, domne, cum să mărească pensia, ăștia sunt votanții PSD-ului. Oameni buni, dacă am ajuns în 2020, la 1 milion de oameni, să ne facem ambiția cu 1 milion de oameni, culmea, în vârstă, bătrâni, pentru că așa este o logică politică, eu le recomand să plece naibii.
mai repede de acolo. Nu asta, nu asta e esența politicii și nu așa se face politica. Au zis că măresc salariile la profesori. Mint. Au alocat 1,3 miliarde dintr-un necesar de 7. Se vede. Cifrele din buget niciodată nu mint. Noi mai ne păcălim, mai mințim, mai... Când ai cifre în față, se vede exact. Când a mărit PSD-ul, a pus la rectificare plus 4,2 miliarde. Agenda publică a românilor este cu totul, cu totul alta decât agenda PNL-ului din momentul acesta. Mai mult, agenda politică internațională este cu totul și cu totul alta decât agenda politică externă a României. Vor da un asalt asupra noastră în februarie și mai. Alături de parlamentarii știm să ne facem temele. Strategia noastră, îmi permis să o spun, dacă vrei, pot să spun strategia PNL-ului. O să fac o sesiune extraordinară la sfârșitul acestei luni, în care așa am auzit și vreau să-mi dau cu părerea pe strategia lor, dacă îmi permiteți. Or să fac o sesiune extraordinară, iar să aducă o temă falsă cu modificarea alegerea primarilor din două tururi, președinților de Consiliu Județean, aceeași temă, și cu pensiile speciale. Anunț că Partidul Social Democrat va vota împotriva pensiilor speciale. Este o lege cerută de 85% dintre români. Trebuie să respectăm românii și solicitările lor. De altfel și ei trebuie să respecte opiniile românilor, agenda românilor care s-a văzut în primul rând la referendum. Aceea de a nu interveni pe legile justiției decât prin Parlament. Vor continua să-și asume răspunderea pe anumite legi. E posibil să vină pe asumare răspundere pe tema primarilor din două tururi. Categoric, Partidul Social Democrat va depune moțiune de cenzură. Deja sunt două formațiuni politice care am anunțat că vom susține acest lucru. Noi și UDMR-ul. Nu știu dacă am vorbit mult, puțin. Sper că am vorbit suficient de clar. Am vorbit din inimă. Am marele meu defect. Se prinde toată lumea când mint. Și atunci am renunțat să mai fac. Și nu o să fac nici stânga, nici dreapta, dar la nimic din tot ceea ce v-am spus. Văd de drumul partidului. Drumul meu este împreună cu drumul partidului. Cine va candida, cum va candida, vedem mai târziu. Am fugit și eu weekendul ăsta, cu toate că familia îmi spune alte lucruri. Oricum e mulțumită familia mea că pentru prima oară nu mai sunt în opoziție în interiorul partidului. Ce vedem de săptămânile viitoare, prioritatea este activitatea din Parlament și ca și președintele Camerei o să-mi axez foarte mult atenția către acest lucru. Domnul Stănescu, alături de ceilalți colegi interimari din Biroul Permanent Național, sunt ferm convins că o să ne organizăm și o să ne suprimim, nu trebuie să fiu eu peste tot, domnul Stănescu, s-a dus vremea unui tătuc în partid. Este vremea unei echipe. Fiecare din această echipă să știe exact ce are de făcut și revin la ce a spus domnul Stănescu, încrederea între noi și în echipă. Dacă vom face acest lucru, și nu ne vom mai bate pentru scaune și să ne ținem legați de aceste scaune, o să reușim mai repede decât ne așteptăm. Vă propun să faceți același lucru la Călăraș. Văd, fără să deranjez sau să supăr pe cineva, văd că există și trecut și viitor și prezent în aceea sală. Încercați să închideți toată echipa. Nu lăsați
soldați pe, în afara echipei. Repet, cum am avut noi înțelepciunea și doamna Viorica Dăncilă a avut-o, de a găsi o cale de mijloc. Toți cei care au muncit și au tras pentru acest partid trebuie să se regăsească în interior. Mulțumesc mult tare de tot! Mulțumim, domnule președinte. Aș dori în încheiere să supun colegilor prezente astăzi aici, președinte organizații, membrii, ca în primul birou permanent județean al județului Călăraș să desemnăm o echipă pentru a începe negocieri pentru alianțe politice locale cu Pro-România și cu ALDE. Vă mulțumesc foarte mult, cu mult respect, s-a auzit de bine.